Joi 12 decembrie, AHC Dunărea Călăraș va disputa ultimul meci din acest an pe teren propriu în sala polivalentă cu echipa CSM Bacău, partidă care se va juca începând cu ora 18. AHC Dunărea Călăraș vine după o înfrângere, fiind eliminată de Dinamo București din optimile Cupei României cu scorul de 24 la 29, iar CSM Bacău după o victorie cu Minaur Baia Mare, calificându-se în sferturile Cupei României cu scorul final de 27 la 25, după executarea aruncărilor de la 7 metri. Ca în fiecare an, clubul HC Dunărea Călărași, împreună cu Galeria, organizează acțiunea de Crăciun Cutia cu jucării. Toți spectatorii care vor veni să susțină echipa sunt rugați să vină la sală cu o jucărie de pluș. Jucăriile vor fi aruncate în teren în pauza dintre cele două reprize, apoi vor fi donate copiilor din centrele instituționalizate sau din familiile cu posibilități materiale reduse.